Lecția 183 Invoc numele lui Dumnezeu și al meu. Numele lui Dumnezeu e sfânt, dar nu mai sfânt decât al tău. Să invoci numele nu înseamnă decât să îl invoci pe al tău. Un tată își dă numele fiului său și identifică astfel fiul cu el. Frații lui îi împărtășesc numele și sunt astfel uniți într-o legătură din care își derivă identitatea. Numele tatălui tău îți amintește cine ești chiar și într-o lume care nu știe și chiar dacă nu ți-ai amintit. Numele lui Dumnezeu nu poate fi auzit fără a stârni o reacție și nici nu poate fi rostit fără a trezi în minte un ecou care te cheamă să îți amintești. Rostește-i numele și inviți îngerii să înconjoare pământul pe care stai și să îți cânte în timp ce își desfac aripile să te ocrotească și să te adăpostească de fiecare gând lumesc care s-ar vârâ peste sfințenia ta. Repetă numele lui Dumnezeu și toată lumea răspunde, lepădându-și iluziile. Fiecare vis la care ține lumea a dispărut subit și unde a apărut să fie, găsești o stea, un miracol de har. Bolnavii se scoală, tămăduiți de gândurile lor nesănătoase. Orbii pot să vadă, surzii pot să audă. Cei întristați își leapă de jalea, iar lacrimile de durere se șterg în timp ce un hohot vesel vine să binecuvânteze lumea. Repetă numele lui Dumnezeu și numele mărunte și-au pierdut înțelesul. Nu există tentație care să nu devină un lucru fără nume și nedorit înaintea numelui lui Dumnezeu. Repetă-i numele și vezi cât de ușor vei uita numele tuturor Dumnezeilor pe care ei prețuit. Fiecare și-a pierdut numele de Dumnezeu pe care i l-ai dat devin anonim și fără valoare pentru tine, deși înainte de a lăsa numele lui Dumnezeu să înlocuiască măruntele lor nume, te-ai închinat în fața lor numindu-i Dumnezei. Repetă numele lui Dumnezeu și îți învoci sinele al cărui nume e al său. Repetă-i numele și toate lucrurile infime și fără nume pe pământ trec rapid în corectă perspectivă. Cei ce invocă numele lui Dumnezeu nu pot confunda fără de numele cu numele, nici păcatul cu harul, nici trupurile cu Sfântul Fiu al lui Dumnezeu. Și de se întâmplă să te alături unui frate, șezând în liniște cu el și repetând cu el numele lui Dumnezeu în tăcerea minții tale, ai înființat acolo un altar care ajunge până la Dumnezeu și la al său fiu. Exersează azi doar următorul lucru, Repetă, fără grabă și fără încetare, numele lui Dumnezeu. Uită orice alt nume în afară de al său. Să nu auze altceva. Lasă-ți toate gândurile să devină ancorate în acesta. Nu folosim alt cuvânt decât la început, când rostim ideea zilei o singură dată. Și apoi, numele lui Dumnezeu devine singurul nostru gând, singurul nostru cuvânt, singurul lucru care ne ocupă mințile singura dorință pe care o avem, singurul sunet cu înțeles și singurul nume pe care îl deține tot ce dorim să vedem, tot ce am vrea să numim al nostru. Adresăm astfel o invitație care nu poate fi refuzată niciodată. Iar Dumnezeu va veni și îi va răspunde chiar El. Să nu crezi că aude micile rugăciune ale celor ce îl invocă folosind numele idolilor la care ține lumea. Nu pot să ajungă la El în felul acesta. El nu le poate auzi rugămințile care îi cer să nu fie el însuși sau ca fiul său să primească alt nume decât al său. Repetă numele lui Dumnezeu și îl vei recunoaște ca singurul creator al realității. Și vei mai recunoaște că fiul său face parte din el creând în numele său. Șezi liniștit și lasă-i numele să devină ideea tot cuprinzătoare care îți captează mintea. Lasă toate gândurile să tacă, cu excepția acestuia. Și tuturor celorlalte gânduri răspundele cu acesta, și vei vedea cum numele lui Dumnezeu înlocuiește miile de nume mărunte pe care le-ai dat gândurilor tale, fără să realizezi că există un singur nume pentru tot ce există și pentru tot ce va exista. Astăzi poți să atingi o stare în care vei resimți de darul de har. Poți scăpa de toată robia lumii și poți da lumii aceeași eliberare pe care ai găsit-o tu. Îți poți aminti ce a uitat lumea și îi poți oferi propria ta aducere a minte. Poți accepta astăzi rolul pe care îl joci în mântuirea ei și a ta. Amândouă pot fi realizate perfect. Recurge la numele lui Dumnezeu pentru eliberarea ta și ți-e dată. În afara acesteia nu e nevoie de nicio rugăciune, căci le cuprinde în ea pe toate. Cuvintele sunt lipsite de înțeles, și toate rugămințile sunt deprisos când Fiul lui Dumnezeu invocă numele Tatălui Său. Gândurile Tatălui Său devin ale sale. El își revendică tot ce a dat, dă și va da, de a pururi Tatălui. Și el invocă să lase acum fără nume toate lucrurile pe care a crezut că le-a făcut. Și în locul lor, numele Sfânt al lui Dumnezeu devine propria lui judecată a lipsei lor de valoare. Toate lucrurile mărunte tac. Sunetele mărunte au amânțit acum. Măruntele lucruri pământești au dispărut. Universul nu constă decât din Fiul lui Dumnezeu care își invocă Tatăl. Iar vocea Tatălui Său răspunde numele Sfânt al Tatălui Său. În această relație veșnică și calmă, în care comunicarea transcende cu mult toate cuvintele, și totuși, depășește în profunzime și în înălțime orice ar putea transmite cuvintele vreodată, e pace veșnică. În numele Tatălui nostru vrem să resimțim această pace azi, și în numele lui ni se va da.